Bun găsit! Una dintre cele mai interesante expresii ale Vechiului Testament este ziua Domnului. Această expresie suscită mult interes, întrucât de regulă oamenii o echivalează cu sfârșitul istoriei. Ce să înțelegem când ne referim la termenul ziua Domnului din Vechiul Testament? Stăm de vorbă cu David Goran, doctor în teologie și pastor al Bisericii Sfânta Treime din Alba Iulia. La ce se refereau profeții Vechiului Testament când foloseau expresia ziua Domnului? Profeții Vechiului Testament, când foloseau expresia ziua Domnului, nu aveau în vedere o singură zi de 24 de ore. E interesant că pentru ei ziua Domnului era un concept mult mai vast. Pe de o parte, ziua Domnului implica judecată sau manifestarea mâniei lui Dumnezeu, care putea să aibă o dimensiune locală robia iminentă sau invazia din partea unui dușman pentru neascultarea poporului. Aceea judecată putea să aibă însă, legat de ziua Domnului, și o dimensiune universală. Toți dușmanii Domnului vor fi nimiciți sau vor fi distruși în ziua Domnului. Și chiar uneori e legat de ziua Domnului o judecată cosmică. Întreaga structura creației sau toată creația este supusă judecății lui Dumnezeu. În același timp, tot în ziua Domnului, are loc nu doar o judecată, ci și o izbăvire sau o mântuire, care din nou observăm în cazul profeților, are o aplicabilitate locală, reîntoarcerea din robie, Poate viza ceva universal care îi cuprinde pe toți oamenii, sau orice făptură de pe pământ, dar va vedea ziua Domnului în sensul de izbăvire, de mântuire, sau chiar întreaga creație care este reînnoită. Și atunci Apostolii Noului Testament înțeleg că ziua Domnului înglobează trecutul, prezentul și viitorul în Hristos. Practic, dacă aș transpune mesajul lor, ar fi ceva de genul următor: Ziua Domnului este, sau mai bine zis, ziua Domnului a fost în momentul în care Hristos a murit, a înviat. Ziua Domnului este acum tot ceea ce înseamnă de la coborârea Duhului Sfânt încoace, manifestarea lui continuă în istoria Bisericii, și ziua Domnului va fi în același timp acel moment în care Hristos se va reîntoarce. Deci avem practic ambele uh, dimensiuni și a judecății și a mântuirii și avem trei aspecte: local, universal, cosmic. Profeții nu au fost interesați să separe uh, acestea în explicațiile lor sau în profețiile lor. Așadar, termenul ziua Domnului nu ar trebui redus doar la dimensiunea viitorului. Și atunci când ne referim la ziua Domnului, trebuie să luăm în evidență tot ce ni s-a spus până acum.